Vă salutăm! Seara bună! Bună seara, Anușa! Bună seara, Cristian! Vi-l părăsc, a zis să nu ne gândim prea mult că ne stricăm, ne fuge deșteptăciunea. Și că nu ne face bine să ne gândim prea mult. Așa că o dăm drum. Da, suntem în Parcul Imanid, unde este foarte plăcută vremea la ora asta. Și mai devreme, mai țin minte câinele la drăguț pe care l-am văzut lângă statuie. Da. Și poate... Am pornit o discuție despre animale, legate de oameni, animale, suflet, caracteristicile animalelor. Și mi-am adus aminte de ce spuneau și ce spun, de fapt, șamanii, care șamanii lucrează foarte mult cu spiritele naturii, mai ales cu spiritele plantelor, cu spiritele animalelor. Mă întorc imediat. Și vorbim despre animale. Animalele sunt extrem de importante. Noi rezonăm cu animalele și fiecare dintre noi avem niște caracteristici care, dacă stăm să ne gândim la ce animale ne plac sau ce animale nu ne plac, vom vedea cum este cu rezonanța noastră, cu calitățile noastre legate de animale. Și discuția de mai devreme ne gândeam ce animale ne plac, ce animale mi-ar plăcea să am și eu țin minte că de copil mi-am dorit să am un animal de casă, o panteră neagră. Eu mi-am dorit o veveriță pentru că am fost fascinat de cât de prevăzătoare e ea și cum are grijă de ce se va petrece iarna. E jucăușă prin țară foarte liberă și cu toate acestea este responsabilă. Se ia de mână cu furnica. Un fel de furnică de data asta pe patru picioare. Dacă țineți minte balada lui Topârceanu, în care vorbea de greierele cântător și distractiv și care se gândea cum se distreze mai tare, furnicuța care îi spunea, ce o să faci tu, o să vii la mine? Și până la urmă ne gândim așa, ce animale ne plac? Eu mă gândesc așa că veverița e un fel de furnico-greiere, pentru că ea se și distrează și țopăie, de obicei la înălțime, prin copaci, și este și atentă, responsabilă față de viitorul ei. Și apropo de chestia asta, nu știu, ne spuneam mai devreme de șamani, noi găsim și inclusiv în astrologia occidentală, taurul, scorpionul, leul. Exact. Iar la chinezi găsim și altele. La chinezi găsim o turmă întreagă, de o grădină zoologică întreagă de animale. Și animale fantastice. Dragonul, care nu e neapărat un animal. Exact. Deci, noi avem rezonanță cu animalele. De aceea ne și plac anumite animale și ne displac anumite animale. Și aici mă contraziceam puțin cu Cristian mai devreme, apropo, le spunea că animalele ne iubesc și noi suntem Dumnezei pentru ele. Ați avut pisică vreodată? Deci pisica, da, doare la baschet de tine. Dacă ea are chef să se joace, te face să te joci, oricât de amărât și de obosit și de stresat ai fi și n-ai avea chef. În schimb, dacă tu vrei să te joci și ea nu vrea, da, nu ești Dumnezeu. Cel mai mișto exemplu mi s-a părut cu peștele. Adică... Și învățăm o grămadă de lucruri de la peștii noștri. Exact. De la orice animal putem învăța ceva. Și vă propun un exercițiu drăgălaș pe care eu l-am făcut și l-am făcut de mai multe ori. Pentru o clipă să închideți ochii și să vă gândiți ce animal vă vine în fața ochilor, primul lucru. Ce animal vă vine în cap? Și vă recomand să căutați pe internet ce caracteristici are acel animal. Ce calități și ce defect. Ce este reprezentativ pentru ce este cunoscut acel animal. Și să reflectați puțin la dumneavoastră, la calitățile dumneavoastră, la ceea ce vă place să faceți și să găsiți forța, puterea acelor calități ale animalului pe care l-ați vizualizat
în interiorul nostru. Eu deja am văzut unul. Ce ai văzut? Am văzut un zimbru. E prima oară când văd un zimbru și mă gândesc ce anume din zimbru îmi place mie acum. Cred că blândețea lui e extraordinară. Zimbrul va fi întotdeauna în locuri virgine. Deci zimbrului îi plac doar locurile care n-au fost călcate de piciorul omului și să știe acest lucru. Lui îi plac tărâmurile neexplorate. Deci avem aici un explorator. O să mă țin de capul lui, că și mie îmi place aventura. Un zimbru explorator. O seară minunată. Stai așa, tu ce ai văzut? Stai așa. Eu n-am văzut cu Eva, am pus să faceți exercițiu. Astăseară eu nu l-am făcut. Dar fii atentă că nu scap. Data viitoare o să vă spunem ce a văzut și ea. O seară minunată. Seară frumoasă. Cu animăluțul vostru de putere.